Cum ți se pare asta? Dacă respecti rețeta și nu ți iese să-ți trimi doi pui acolo unde ești tu, eu o garantez. Ție îți rămâne de făcut rețeta de pui pe sticlă. Așa că ce mai aștepți? Dă-i tare! Ori puiul e senzațional, ori bucătarul e genial. Ia uitați voi aici. Pofticioșilor, știți vorba aia? Lauda de sine nu miroase bine? Ei bine, de data asta nu ține. Chiar am de gând să fac cel mai bun pui pe sticlă pe care l-ai mâncat vreodată. Atât de bun încât ți se topește în gură la propriu. Iar garanția lui Constantin o dublez și eu. Dacă nu ți iese puiul, ei bine, primești 2 în loc de 1. Iar cu așa ceva nu am cum să dau greș. Am cea mai bună carne. Carne de calitate crescută tocmai de mine. Așa că hai să lăsăm vorbărea și să ne apucăm de treabă. Să vă arăt cum se face puiul ăsta aromat și super delicios. Pentru ca puiul acesta să iasă mare șmecherie, dragilor, avem nevoie de arome interesante. Iar aici am cele mai șmechere arome pe care ți le poți imagina. Și o să încep prima oară cu o linguriță rasă de piper boabe multicolor. Și roșu, și alb, și verde, și negru. Iar ceea ce rezultă e fantastic de aromat. Niciute, dar cu gust de piper, de nucă, are tot ce-i trebuie. Așa că pun aici în mojar. Tot acum am să pun și o linguriță de boabe de muștar. Da, ați auzit bine, boabe de muștar. Deci eu le pun la pui, frăgezește carnea. Așa că trebuie obligatoriu să le pui. Pun aici. Nelipsita sare, pentru că ce-ar fi mâncarea fără sare? Așa că am aici o linguriță și jumătate, pentru că și puiul e mare și trebuie să lung și intern și extern. Așa că o linguriță jumătate de sare. Iau și amestec puțin să le bărunțesc. Mamă cum miroase! Fantastic de fain miroase! Ia, uite aici ce frumos am bărunțit. Am să mai pun o linguriță de sare, dar de data aceasta e o sare aromată cu ciuperci șampignon uscate. Adică am tăiat ciupercile șampignon în felii subțiri, le-am uscat, le-am deshidratat să fiu corect în exprimare, le-am dat în blender împreună cu sarea și a rezultat această pudră de sare foarte, foarte parfumată cu gustul acela de ciuperci șampignon. E un umami excelent, adică acel gust pe care nu-l înțelegi, dar e foarte delicios. Ăla care îți păcărește creierul și te face să mănânci mai cu poftă. Și am să pun lingurița de sare cu ciupercile măcinate. Una aici. Am aici o linguriță de boiat de ardei dulce, nu multă, doar așa că să dăm o tentă de ardei și să colorăm puțin exteriorul puiului. Culoarea aia frumoasă, ușor rumenie și pe alocuri arsă. Știți voi la ce mă refer, că cu toți am mai făcut câte un pui la rotisor și ne grăbeam pe bucata aia de piele mai crocantă, așa mai colorată. Așa e. Hai să pun aici lingurița de boiat de ardei dulce. Tot acum am să pun și o linguriță de zahăr. Da, zahăr. De ce pun zahăr? Pentru culoare și puțină dulceață. Zahărul caramelizează și ajută la culoare. Plus că e de gustul acela de caramel, ușor ars, ușor afumat. Foarte bun și potrivit la această rețetă. Pun aici. Și nu în ultimul rând, o căciulie de usturoi. Am aici vreo 15 căței de usturoi, pentru că da, acest pui pe sticlă nouă ne place usturoiat. De altfel, așa și mâncăm, cu mult usturoi. Și credeți-mă, e o minunăție. Așa că o căciulie aici. Iau și mărunțesc bine usturoiul, să obțin o pastă. Mai întâi îl sparg ușor. Dacă veți aroma puiul în felul acesta, credeți-mă, numai așa îl veți face de azi înainte. Așa că ascultați aici la mine, dublă garanție, nu alta. Uitați, asta urmăresc să obțin. O pastă de genul acesta. Mai am puțin de mărunțit usturoiul și sunt aproape gata cu ea. După ce obținem o pastă de genul acesta, am să încorporez în ea 150 de grame, chiar și 200 de grame de unt la temperatura camerei. Îl pun aici. Și ușor, ușor am să iau să încorporez untul cu bunătățile alea de arome. Bun, dau puțin deoparte și mă ocup de verdețuri. Am aici verdețurile mele proaspete culese din grădină, oregano proaspăt, am să folosesc doar frunzulițele. Tijele nu le arunc, le folosesc și pe ele. După cum vezi, am cam jumătate de legătură de oregano, vreo 10 firicele aș zice. Oregano cu carne de pui se potrivește de minune. La fel și cimbru, am aici cimbru rămâios de grădină, așa că de ce să nu pun? Ia uitați ce simplu se alege. Și am să pun și rozmarin, atât. Două tige am nevoie de rozmarin. Cealaltă tige am să pun la ce urmează să pun pe lângă acest puiuț. Am să iau să mărunțesc ierburile aromatice.
le vreau mărunte. Cât poți tu de mărunte, așa le faci. Gata. Și am să iau și am să le pun în mojar, evident. Bun aici. Iau și amestec cu grijă și în felul acesta ierburile aromatice vor ajunge peste tot în această cremă de unt aromatizat. Puternic aromatizat. Dragii mei pofticioși, nu degeaba pe puiul ăsta îl chema flămânzilă. Era nebun după mâncare. Și uitați la el ce mare a crescut. Doamne, era răsfățatul familiei. Mai ceva decât căței. Hai să luăm cu mirodienii că vorba aia. Abia așteptăm să mâncăm pe flămânzilă, că doar nu l-am crescut degeaba. Și uitați ce vreau să fac. Vreau să-l aromatizez și la interior, adică sub piele. Că aici la interior e ușor de rezolvat. Dar vreau să bag din această unsoare și sub pielea lui. Și am să fac un buzunar în felul acesta. Uite așa, cât se poate de adânc. Mergem și pe pulpă puțin. Așa și în partea aceasta. Și acum iau de aici și am să bag sub piele în felul acesta. Mă folosesc de cealaltă mână. Opresc aici toată această unsoare. Țin apăsat și împing. Și în felul ăsta distribui sub piele peste tot. Și uite așa fac până când îl îmbălsămez cu totul. Și pe aripioare, și pe spate, la fel. Plecăm bine. Îl masez așa bine pe toate părțile. Și acum și la interior. Că de-aia am spus pui aromatizat. Am aici o sticlă pe care am umplut-o cu apă. Apă normală de la robinet. O pun așa pe mijlocul tăvii. Iau puiul și îl înfing în ea. În genul acesta. Acum am să-l duc la rece pentru cel puțin jumătate de oră, chiar și o oră. Să tragă sare, să tragă arome de piper, arome de ierburi aromatice, să devină genial de gustos. Până la cină mai am câteva ore și am timp. Ia câtă și puiul de la frigider, a trebuit să renunț la tavă că nu aveam loc în frigider cu tot cu ea, dar ca o completare am să vă spun că vreau să mă folosesc și de acest mic grătar și în felul acesta să țin puiul la distanță de fundul tăvii. Vorba aia, vreau să am un pui copt pe toate părțile. Așa că am să-l pun pe grătar și el stă în momentul acesta suspendat la aproape 2 cm de fundul tăvii. În tavă am să pun jumătate de litru, chiar un litru de apă, mă rog să nu atingă puiul. Așa că am să pun apă în tavă. Motivul pentru care pun apă în tavă este că atunci când puiul se încinge și începe să se scurgă din el, să nu se ardă fundul tăvii. Iar un alt aspect este acela că putem întoarce arome din tavă sau din apă către pui. Iar dacă te întreb de unde vin aromele, ei bine, de la codițele astea pe care le avem. Acestea vor infuza în apa fierbinte și vor întoarce aromă către pui. Mai mult decât atât, ne asigurăm că puiul nu va ieși uscat. Iar în interiorul puiului avem sticla cu apă, care și ea se încinge și dă o temperatură constantă, lucru care duce la coacerea acestuia și pe interior. Completez cu restul de apă și fuguța cu el la cuptor. Puiul acesta are în jur de 4 kg. La carnea de pui este o regulă. Jumătate de oră per kilogram de pui va trebui să stea la cuptor. Asta înseamnă că cel puțin 2 ore, și cu siguranță va sta 2 ore, am să-l las la 170 de grade. Iar după cele 2 ore petrecute la cuptor la 170 de grade, am să ridic temperatura la 190, chiar 200, să-i fac față. Adică să-l rumenesc așa cum îmi doresc eu și să fie și pe placul vostru. Hai, fuguța cu el la cuptor. Ține-l bine să nu scap. Iar dacă te întreb ce legume am să folosesc la acel puișor, ei bine, pe lângă cartof am aici gulie și ceva morcovei mici, atât cât au crescut. Mă duc să-i pregătesc, să-i curăț și să-i asezonez cum trebuie și ne vedem curând. Iată aici legumele, morcov, gulie, cartof, aromatele, un pic de ulei, un pic de sare, un pic de piper, 3-4 căței de usturoi de nelipsit și asta e tot. Nimic altceva. Iar înainte cu o oră de a scoate puiul de la cuptor, am să pun legumele și o să iasă o nebunie de zile mari. Pam, 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 pam. Dragi pofticioși, iată pe flămânzilă, gata, gata, să fie mâncat. Abia așteptăm, că la câtă mâncare am dat și nouă ni s-a făcut foame. Iată, după cum vedeți, am aici gulia, am cartofii, am morcovii ăla mărunțel de grădină și cel mai important e, după ce scoatem puiul de la cuptor, este să-l învelim pentru câteva minute, cam 15-20 de minute, să se relaxeze. Și pentru asta am aici tot ce trebuie. O folie, am să învelesc puiul. Nu trebuie să fie etanș și pur și simplu cât să stea acoperit. Vreo 20 de minuțele. Să se înmoaie carnea, să se relaxeze și să fie mai delicioasă. Gata, puiule, ajunge cât ai stat și te-ai odihnit.
Hai să te mai și mănânc de acum, că mi se lungește limba până dau de gust. Am terminat aici. Mamă cum miroase! Mamă cum miroase! Hai să o scot afară. Mă rog, nu afară la plimbare, ci să o scot din sticlă afară. Iar aceste mici prize din folie de aluminiu, cred că mă vor ajuta, zic eu. Prind așa. Creativitatea ta e acasă. E singur. Ați văzut că se poate? E întreg, nu? Asta e. Iau și-o pun aici. Uup! Repede! Și hai să relaxez puțin pe spate. E cam indecent, zic eu. Pe lateral. Așa e mai bine. Am să pun și puțină zeamă, adică bunătățile astea ce le-a lăsat puiul, adică flămânzilă, în tavă. Ar fi păcat să nu pun. Că vorba aia, am cartofi, am morcovei, am gulie, am puișorul ăsta. Numai bine se potrivește puțină zeamă. Pun pe puișor. Îl lungem bine. Dragii mei pofticioși, a venit momentul să degustăm acest pui garantat de Constantin. Știți foarte bine că el garantează tot în ultima vreme. E foarte priceput în ale bucătăriei, așa că eu trebuie să mă conformez. Vreau, nu vreau, eu mă conformez. Dar la puiul ăsta... îl garantez și eu. Da, dragilor, ăsta e flămânzilă, puișorul de care a mea fata a avut foarte mare grijă și se vede după dolofăneala care o are în el. Așa că hai să-l gust, să vă spun dacă e ce trebuie sau nu. Am să-l răstorn, îl pun așa pe o parte. Uite așa. Un aici frumos. Și am să încep mai întâi cu pieptul, să văd dacă e uscat sau nu, ca să știu ce să spun sau la ce să mă aștept. În fin, puțin. Tai o pișcătură din pieptul de pui. Ia uitați voi aici ce frumos arată. E făcut, e exact cum trebuie. Uitați aici, nu e uscat, e zemos. Hai să văd dacă e ce trebuie. Oare mă descurc cu furculița asta? Eu zic că da, am gura mare. Ori puiul e senzațional, ori bucătarul e genial. Dragii mei pofticioși, gustul ăsta de piept de pui nu l-am simțit niciodată până acum. Vă jur, cu mâna pe inimă, nu am simțit niciodată gustul ăsta de piept de pui. Nemaipomenit. Nu am cuvinte. Wow! Nu e necăcios, se rupe ușor, se mestecă bine, aromatie, ceva de vis, n-am. Deci nu am niciun cuvântel. Fă această rețetă, nu ai să regreți absolut deloc. Să iau și din bulbiță puțin. Da, e foarte bine. Tot așa o gură mare. Wow, nu mă așteptam. A stat 2 ore jumătate la cuptor, dar ce a ieșit e fenomenal. Wow, ia să vedem și morcovelul. N-ai cum. Gulia, sunt și eu curios să văd cum e. E prima oară când o gătesc, știu că se poate găti, dar vreau să văd dacă e ce trebuie. Are gust de ridiche, e dulceagă, e ușor crocantă de la crusta asta pe exterior și e foarte bună. Chiar am să mai gătesc cu ea. Vine așa la pachet și cu un gust ușor de caramel. Nu știu de ce, dar așa vine. Iar cartoful cu rozmarin nu mai are nevoie nicio prezentare. Foarte gustos. Foarte gustos. Dragii mei pofticioși, vă mulțumesc că mă urmăriți. Până data viitoare, ce să vă zic? Să aveți poftă și să fiți cu stomacul gol când gătesc. Să vi se facă poftă, dragilor. Hai, v-am pupat și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă super delicioasă. Pa, pa! Mă duc să-mi hrănesc familia cu flămânzilă.